Lăudăm pe Iisus și bine ați venit în Comuna Uncești. Vă mulțumesc pentru participare, număr atât de mare. Și în primul rând, la ziua dacilor liberi, o să începem cu o sfântă rugăciune, având în mijlocul nostru pe Preasfințitul, care astăzi am avut și hreamul Bisericii Ortodoxe din Uncești și l-avem alături de noi. Și îl invităm să rostească o rugăciune ca să începem cu Dumnezeu orice lucru. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărătelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deci, Preasfințite, așa este bine, pentru că orice lucru la Moroșeni și la Daci începe cu Dumnezeu. Am deosebită onoare să vă înmenez prima diplomă la ediția 1 a Ziua Dacilor Liberi, ca de Dac Liber aici în Uncești. Și vă mulțumesc pentru participare la noi și la Sfânta Biserică. Și insigna de Dac Liber de aici în Uncești. Alături de gazda noastră pe scenă doresc să invit pe domnul Cosmin Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, pe suprefectul județului Maramureș, domnul Alexandru Cosma, consilierii județeni prezenți și primarii din localitățile din județul Maramureș, care au venit astăzi să petreacă alături de noi Ziua Dacilor Liberi în Uncești. De unde a venit această idee de Ziua Dacilor Liberi? M-a întrebat primarul de la Sighet, care a fost la biserică și a trebuit să plece. Zice, domnule, o idee extraordinară. De unde a venit? Având în vedere că suntem în an centenar și în fiecare zi trebuie să fim din ce în ce mai uniți, noi românii, în loc să fim uniți în an centenar, devenim tot mai dezbinați. Deci dacă se dezbină biserica, dacă se dezbină comunitățile, familiile, suntem o societate slabă, suntem o comunitate și o țară slabă. De aceea am vrut să fac aici prima ediție a Dacilor Liberi și de astăzi înainte să ne gândim fiecare că suntem daci. Așa cum au gândit dacii când au pus rezistență, aici n-au ajuns nimeni să cucerească și o să vină vremea și fraților noștri care avem în frățire, o să facem astăzi din țara Oașului. Deci de astăzi începând, nu trebuie să ne bârfim atât de mult, trebuie să fim uniți unii cu alții, să nu fim împotriva unii celorlalți. Conducătorii, dacă într-adevăr greșesc, trebuie să fie trași la răspundere. Nu este nimeni scutit de lege, nu este nimeni scutit de răspundere în fața legii sau în fața organelor sau oamenilor. Pentru că cea mai mare suferință e să sufere cineva în fața oamenilor, să fie umilit. De aceea, această sărbătoare și această zi,
prima zi, sper ca din această zi toți românii să se gândească, să se uită seara în oglindă, să zică ce am putut să fac eu lucru bun pentru poporul meu român. De aceea vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să vă uitați în fiecare seară în oglindă și să ziceți, astăzi am făcut o faptă bună. Nu astăzi am distrus o societate, am distrus o familie, am distrus o omenire. Nu este bine. Poporul român are nevoie de unitate, are nevoie de frăție. Vă mulțumesc din suflet și o să începem să... Laudăm pe Iisus. Prea înaltă fețe bisericești, dragi unceșteni, stimați invitați. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră la această sărbătoare a Dacilor Liberi, care este mult, minunat este puțin spus, sunt copleșit de emoții, să văd ația tineri împregați în straie populare, să văd bătrâni care se bucură și duc mai departe tradițiile și portul popular, să văd pe domn primar. Mi este un foarte bun prieten, este un om care chiar muncește pentru voi, un om care pune suflet pentru Uncești, un om care promovează tradiția și cultura. Și îi promit că atâta timp cât o să fiu în guvernul României, o să fac tot ceea ce pot, atât pentru Uncești cât și pentru Maramureș. Este sărbătoarea voastră, a unceștenilor, a celor care vă mergeți pe drum îmbrăcați tradițional, a celor care vă mândriți că sunteți români, a celor care respectăm centenarul României. Să nu uităm că acum 100 de ani strămoșii noștri au mers mână de mână la Alba Iulia să facă mare unire. Nu i-a interesat de consecințele pe care le pot suporta, a vrut să fie uniți, au reușit să unească România. Pe certificatul meu de naștere scrie că m-am născut în satul Nănești, comuna Uncești. Atunci așa era organizarea administrativă. Un motiv în plus pentru mine să răspund prietenești invitați, amabile invitații pe care mi-a lăsat-o domnul primar, cu care am o prietenie veche. Pe de altă parte, Unceștiul se leagă implicit de copilăria mea și de adolescența mea, pentru că am trăit în sat până la vârsta de 15 ani și am în acest sat foarte multe neamuri dinspre mama. Unceștiul este una din localitățile de mare tradiție istorică, a trăit, dacă vreți, în orizontul unei cetăți acreditate de istoriografie drept cetate dacică și nu numai, care s-a perpetuat și a perpetuat existența inclusiv în Evul Mediu. Trecând puțin în legendă, mi-aduc aminte că în copilărie veneam la Uncești după Borcut, iar urmele cetății nu sunt foarte departe de Borcut și mă duceam acolo și am auzit și foarte multe povești, încă mai sunt resurse, rezerve de făină de pe vremea cetății și porcii, mistreții se înfructau încă din făina rămasă în acea grotă mitologică. Eu trăiam cu emoție și am îndrăznit până să intru până așa la suprafață, dar evident că mă depășea mitologia în ceea ce privește datele concrete de istorie. Despre această cetate dacică, care l-a inspirat și pe domnul primar, primele cercetări sistematice s-au făcut relativ târziu. Abia în 1957, profesorul Nistor Francis de la Sighe, directorul muzeului, a făcut o sondare exploratorie să își dea seama cam de când datează această cetate. O cercetare mai aprofundată s-a făcut de arheologi și de istorici de prestigiu, în frunte cu academicianul Adrian Daicovici, fostul rector al Universității Babeș-Bolyai, și atunci s-a confirmat că da, la Uncești avem de-a face cu o cetate de pe timpul dacilor. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului coleg, domnului primar de la Uncești pentru această invitație, pentru că noi suntem aici vecine, comune vecine și până nu de mult, după cum știm, am fost în aceeași oală, vreau să zic, Bârsana și Uncești au fost două surori. Vreau să-i felicit pe cei de dinainte care au ales această decizie, pe dumneavoastră, dragi uncești, pentru acest curaj, iar cei care nu mai sunt printre noi, Dumnezeu să ierte. Astăzi este o zi importantă pentru dumneavoastră, dragi uncești, pentru că este o sărbătoare a satului. Îl felicit pe domnul primar
pentru această inițiativă. Onceștenii merită o zi, cum am spus-o și la Bârsana, o zi în an în care să vă adunați cu toții, să vă petreceți, să vă povestiți, să depânați amintiri și așa mai departe. Eu cu domnul primar suntem la primul mandat, suntem doi primari mai noi printre ceilalți, așa că numai noi știm câte ne dorim ca să facem pentru comunitatea care o reprezentăm. În anul centenar al Marii Uniri vreau să vă spun în câteva versuri despre locul și rolul nostru al maramureșenilor pe aceste plaiuri. Ne-a fost sortit să creștem la margini de hotar, precum în codrii rodnei vlăstarii de stejară. Model am avut stânca și neclintirea ei, statornici stau de strajă toți moroșenii mei. Ne-am înfrățit cu munții și a lor sălbăticiuni și am dăinuit aici din buni și din străbuni. Aici îi Maramureș, ce mândră îi țara lui. De aici vin legende din munți nordului și doinele bătrâne din munți noștri coboară, de la acele stâne ce au fost odinioară, doinite de acei oameni ce odinioară au fost fii acestor plaiuri din Maramureșul nostru. Pe aici, trecut Opintea și Dragoș și Bogdan și-o mai trecut și-or trece voinici din acest neam. Poarta noastră e mereu deschisă la oameni buni sau răi, deschisă ca inima celor străbuni ai mei. N-avem nimic de ascuns, averi, ori bogăție. Avem ascunsă în suflet o leacă de omenie. Ne-am înfrățit cu greul, cu acei ce greu trudesc pe aceste sfinte plaiuri de pământ românesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar, pentru cuvintele frumoase și un adevărat poet, putem spune așa, și un adevărat dac al zonei, diploma și insignă. Pentru mine este o plăcere foarte mare să fiu astăzi alături de dumneavoastră, pentru că reprezint o instituție de educație. Sunt aici în semn de respect față de felul în care dumneavoastră alegeți să vă educați copiii în spiritul valorilor autenticului de Maramureș. Prezența mea aici este un semn de respect și față de Consiliul Județean care susține acest eveniment, față de domnul primar și față de Consiliul Local al Primăriei Oncești care organizează evenimentul și, nu în ultimul rând, un semn de respect față de creatoarea de modă Elena Vasilev, care prin parada pe care a organizat-o ne-a pus în față, a revitalizat în fața noastră a tuturor musafirilor personaje istorice autentice. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, să vă creșteți copiii mari, să puteți să educați în continuare pe linia aceasta, că sunt pe linia bună. Și să aveți o petrecere frumoasă! Primiți diploma de dac și insignă. Mulțumim! Și să vă ocupați cât mai mulți de copilași din Oncești și de moroșenii, de daci liberi. Ultima dată când am fost la Oncești, era un fel de scandal aici și mi-amintesc că am spus comunității locale, aș vrea să vă văd la momentul de veselie, așa că astăzi voi rămâne să vă văd dansând și bucurându-vă. Deci, în primul rând, pot să-i asigur și să asigur pe toți cetățenii că sunt aici pentru bunul mers al Comunei Oncești. Am lăsat 3 afaceri pentru Comuna Oncești și îmi dau viața dacă e necesar, dacă e nevoie, pentru Comuna Oncești. Atât cât va fi nevoie, o să rup zi și noapte pentru proiecte europene, pentru fonduri care să le atrag aici în comunitate, iar bineînțeles, festivitățile și dezvoltarea comunei trebuie să fie pe primul loc. Deci aici trebuie, după cum ați văzut, Onceștiul deja e stațiune turistică și aștept ca să-i aduc pe toți onceștenii care sunt plecați în afară, ca să vină aici să deschidă mici afaceri sau să lucreze aici în societatea lor, în Oncești, unde s-au născut. Pentru că nicăieri nu este ca acasă. Cea mai dulce mamă este casa.
Și cea mai dulce, cel mai dulce este pământul, este Tatăl care te hrănește în orice perioadă, în orice vremuri și trebuie să nu le părăsim atât de ușor. Indiferent că pe moment poate câștigăm niște bani mai mulți în afară, dar acasă pâinea este mai dulce. Deși ne facem iluzii că acolo este numai lapte și mere, nu este adevărat. Văzând de-a lungul anilor toți care au plecat, fiind o comunitate care ne cunoaștem, vedem cu ce s-au întors, unii foarte puțin s-au realizat, iar unii își duc zilele de pe zi pe alta, care putea să-și ducă și aici să se dezvolte afaceri. Deci avem terenuri bune, putem face turism, putem face tot felul de societăți pentru a dezvolta nu numai comunitatea, să dezvoltăm România. Trebuie să fim adevărați români, să gândim cu inima și în fiecare zi când ne uităm în oglindă seara să-și, domnule, cu ce am contribuit eu, cetățean, pentru comunitatea mea.